Lavinia și Billy Schuster s-au întors în țară în 1997. Au început afacerea de familie după ce au cumpărat o casă și 2 hectare de pământ. Nu se dau deoparte atunci când vine vorba de muncă. Deci ce vezi aici, că le dau de mâncare, hrănesc vacile cu mătura. Asta am văzut-o acum mai mult timp în Germania la un bătrân gospodar. Cu muncă și multă dăruire, cei doi soți au reușit să înființeze o fermă de produse bio. Ne-am îndrăgostit de acest stil de viață, că ăsta de fapt este un stil de viață, agricultura ecologică sau bio, cum se numește. Și am început să ne dorim să avem și noi propria noastră gospodărie bio, din care să trăim noi și cu copiii noștri. În microferma de la Moșna se produc acum specialități din lapte de vacă obținute după rețete elvețiene. Am înțeles că diversificând produsele, paleta noastră, avem mai mare succes pe piață și așa atragem mai mulți consumatori. Soții Schuster s-au specializat și pe producția de trandafiri. Avem o cultură de trandafiri, roza damascena, o jumătate de hectar și cam 15% prelucrez în dulceață, iar restul le valorificăm și le vindem la o firmă austriacă pentru ceaiuri. Atâta vreme cât produsele soților Schuster sunt apreciate de clienți, mica lor afacere funcționează ca pe roate. De aceea nu ar mai pleca din România.